Salutare dragii mei, bun găsit din nou la un nou tutorial despre această minunată clapă Korg PA4X. Astăzi voi răspunde prietenilor, oamenilor care urmăresc acest canal și urmăresc aceste tutoriale. Am primit câteva întrebări și aș dori să le răspund. Da, știți problema cu timpul, nu prea avem timp, dar cred că nimeni din noi nu avem timpul necesar să facem câte am dori. Bun, haideți să începem. Prima și prima dată, un nene m-a întrebat despre denumirea acordului, despre schimbarea lui. Putem face treaba asta, putem să avem notațiile gen, da? C, D, E, F și așa mai departe, da? Sau putem să avem notațiile clasice Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si și așa mai departe, da? Acum noi trebuie să ne hotărâm ceea ce vrem. Ori o notație nemțească, adică aceasta pe care o am deja în clapă, da? Ori notația latină. Cei care aveți așa și vreți să rămână așa, e ok. Cei care vreți să vă apară denumirea latină, va trebui să faceți o mică chestie. Haideți să vedem cum facem, cum mutăm chestia asta. Apăsăm butonul global, da? Meniu. Da? Acesta este meniu. Global control. La global control avem aici câteva pagini. Le vedeți, da? Noi avem treabă pe a doua subpagină, pe interfață. Și la limbaj aici iau notația germană. Eu ca să-mi dau denumirea latină, să nu mai mi-apară, de exemplu, C, să-mi apară Do, da? Va trebui să bifez aici Italian. După ce am bifat Italian, o să apăs butonul Change. Și Yes. Ok. Ce mi-a spus clapa acum? Că totul se va schimba după restartarea clapei. Deci după ce o repornesc, practic îmi va schimba setările. Din ce îmi va face Do, din D, Re, din E, Mi și așa mai departe. Haideți să-i dăm restart, să vedem ce se întâmplă. Acum după restartul clapei, practic clapa va fi în notația latină, da? Implicit Italia, cum am setat noi de acolo, în global. Deci orice acord îl vom lua acum, îl avem, cum îl știm, majoritatea, Do, Re, Mi, Fa, Sol, și așa mai departe. Da? Dacă vreți să reveniți înapoi la notația C, D, E, F, G, A, și așa mai departe, notăm acolo în global german, da? Să ne citească notația germană, nemțească. Deci vă hotărâți ceea ce vreți și cum vreți. Acum clapa mea va fi, cum am spus mai devreme, Do, da? Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, da? Nu mai e C, D și așa mai departe, da? Deci s-a schimbat. Atâta tot. Repetăm pe scurt, fără să mai dăm execut. Global, general control, interfață. Aici la italian ne alegem ce vrem. Ori italian, ori german. Da? După aia îi dăm aplicație. Change. Ok, ok. Și cam asta e tot. Restart la clapă. Și ni s-a schimbat modul de exprimarea clapei, da? Bun. Punctul 2 pe ziua de astăzi. Am zis că voi explica pe scurt ce înseamnă MaxEQ acesta și cum îl putem utiliza în parametri cât mai optim pentru a da randament bun pe orice sonorizare o avem. Chit că e mai bună, că e mai puțin bună, da? Hai să vedem cum facem. Butonul global, meniu,
Max EQ. Eu am aici un preset, să zicem, da? După cum vedeți aici sus, putem salva ce preset vrem, cum vrem și așa mai departe. Eu am făcut unul astăzi pentru un sistem HK, de exemplu. Așa mi-a răspuns mie în sistemul ăsta. Și l-am salvat ca atare. Bun. Haideți să vă explic pe scurt ce înseamnă fiecare parametru de aici. În primul rând, o să vedem că în noul sistem, uite aici, da? În noul sistem de la Corpea 4, da? Cel de 3, vedem că au inclus, să le zicem, fadere. Da? Aici pe bas și pe înalte. Practic, el ce face? Acum când îi dau în poziția asta și aici la fel, el practic îmi face o curbă. O să o vedem foarte bine pe un bas. Dăm foarte mult exagerat. Da? Îl vedem. Practic, el ia unda de curbă de aici. Altfel vom avea un bas foarte gras, cum e acum. Da? Deci am dat mult acum, ca să vedeți voi cum se reprezintă grafic și ceea ce faci. Deci dacă avem așa dat, practic avem un bas umflat, da? Foarte puternic, lăbărțat, gălăgios și așa mai departe. E, dacă îl țin așa, eu practic văd că am decât kick-ul aici. Și vârful de kick aici îl vedeți? Da? Undeva la frecvența de 64, cum am eu bifat aici. Da? De-aia vă recomand să-l țineți așa. La înalte, aceeași procedură. Aceeași poveste și așa mai departe. Bun, haideți să vedem ce costă. Să le luăm așa, cât de cât pe rând. Vedem vârful nostru aici. Vârful ce înseamnă? Vârful de frecvență de 64 de herți. Acum noi ne vom gândi că el se duce până la, ia să vedem, până la 24.000 și eu am setat undeva până în 16.000. O să vă explic de ce am setat până în 16.000. La ultim, da? Hai să luăm începutul. Avem aici, să zicem că l-avem în 0, da? Ce face prima linie, gain, de colo până colo? Practic îmi dă, gain îmi dă forța, volumul fiecărui parametru de frecvență, da? De exemplu, pe linia asta am gain, frecvența la care vreau să ducă, unde vreau să-mi bată și o setez la 64, că acolo îmi sună mie bine și vom mai da un pont, e o frecvență oarecum universală pentru sistemele și boxele pe care le utilizăm noi în România. Deci e foarte folositoare, da? Deja dacă mă duc mai jos, să zicem spre 40 încolo, deja urechea omenească nu mai aude mai nimic. Da? Se simte pe grafic, dar nu mai auzim noi. Deja intrăm în sub bas. Da? Bun, și aici Q avem practic constanta, indicele de lăbărțare. Da? Cât vreau să mi se ducă acest parametru de 64, da? Văd, îl mai ascut, îl dau mai înțepat sau îl dau spre 0 și mi se umflă și îmi lărgește plaja lui de atac. Cu cât îi dau mai mult, da? De exemplu la 397, el practic îmi lovește în frecvența aia cât de mult se poate. Îmi dă vârful, picul în 64 de Hz, da? Deci dacă vreau să accentuez o frecvență, aici e toată șmecheria. De aici o accentuez. Așa procedăm la fiecare frecvență în parte. Eu am pus niște frecvențe pe care le consider eu utile și care mie mi-au dat randament, rezultat. Da? Bun. Rezultat bun. Atenție. Așa mai departe. Voi vă puneți ce valori considerați și cum considerați. Însă, asta zic eu că sunt, uităm frecvență, da? Urmărim capitolul frecvențe. Astea sunt niște frecvențe oarecum universale, oarecum uzuale. Bineînțeles, ai o sonorizare mai proastă, vorbim și de mixer și de box aici. Automat că nu mai am ce trebuie, nu mai e totul stas și atunci trebuie să umplu, să ajustez, să-l păcălesc oarecum, să duc treaba la bun sfârșit. Dar 2021, foarte puține lume cred că mai are o sculă proastă. Toți au acces acum la instrumente.
și la scule bune. Asta e, trebuie să învățăm să și umblăm cu ele. Degeaba le avem, mulți dintre noi. În fine, dăm la punctul 0. Nu avem treabă cu el. Vă spuneam mai devreme că am tăiat aici de la 24.000, l-am dus la 15.464, adică până 16.000. De ce? Pentru că majoritatea sculelor, mai ales driverele noastre, da? Aici vorbim de secțiunea de înaltă. De înaltă, maxim să zic așa, ați văzut ultimul buton, ultimul potențometru, de exemplu, de la din acord. Ultimul, da? Din dreapta. Ei, ăla la fel se ocupă cu înalta, direct care se duce în driver și înalta cea mai fină, să zic așa. Majoritatea boxelor, chiar dacă au inscripție, merg până la 24.000 anumite boxe, anumite până la 16, anumite până la 20 și așa mai departe. Majoritatea scot un sunet bun undeva în 16.000 de herți. Da? Eu cum n-am 16.000 fix aici valoare și 16.300 deja peste, eu prefer să o dau până în 16.000, o singură treaptă de rotiță mișcă aici, da? Și atunci am oarecum un sound echilibrat și universal pe oricâte sisteme aș cânta. Să zic că azi cânt cu unul, mâine cu altă sonorizare, mâine cu alt nene care are altă sonorizare și așa mai departe. Și atunci nu vreau să umplu zi de zi aici. Atunci prefer un EQ mai liniar, da? În caz de am sistemul meu propriu și vreau să mi-l ajustez după bunul meu plac, în funcție de style-uri, în funcție de samplerele pe care le folosesc și genul cântat, îmi pot face o sumedenie de preseturi. Haideți să vă arăt și cum se salvează un preset. Foarte simplu. Să zicem că îmi place așa, cum e. Da? Să zicem. Dau dreapta sus, right global preset. Și aici bifez liniuța și îl duc pe altă săgeată, unde am empty. Și pun denumirea mea, ce vreau, 00. Da? Și în momentul ăsta am un nou preset făcut de mine, după bunul meu plac. Bun. Secțiunea 2, a doua subpagină, este subpagina master, unde avem niște corecții generale, să zic așa, un bas, un altă, o stereofonie și un volum. Eu așa merg cu ele, cred că e cea mai ok reprezentare. Da? Nu trebuie să abuzăm de nimic, mai ales de o stereofonie, o ținem undeva până în 40 valoarea, ceva de genul, știi? Iar aici ne jucăm la fel, până în 30, aici între 30 și 40, în funcție de sonorizare, repet, de ceea ce aveți. Da? Stereofonia de care vă spuneam, deci până în 40, dacă vreți, o duceți mai mult, dar e mai bine, e mai joasă. Nu cântați mereu stereo, cântați mono. Mulți nu știu nici să lege boxele la un mixer și atunci nu mai cântăm cu ele stereo, cântăm mono, poți să ai tu orga aranjată cum mai aveau, când te duci la cântare, observ că în anumite chestii nu ți se aud. Și așa mai departe. Povestea e lungă, deci e un întreg șir pe care ar trebui să-l respectăm ca să putem obține sound-ul perfect. Așa că țineți stereofonia mai jos și nu veți avea surprize. Iar aici e volumul, gain-ul practic cât vreți. Nu da nici foarte tare, nici foarte încet. La 5.2 clapa chiar are plămâni. Da? Iar ultima pagină, default preset. Da? Ieșirea pentru căști și ieșirea audio implicită. Left-right și aici avem sistemul PAAS. Acela care îl punem aici. Da? Pe care îl cumpărăm auxiliar. Bun, ieșim afară. Ce am mai spus noi astăzi că vorbim? Sunt multe de vorbit și mi-aș dori să putem trece prin toate. Dar măcar câteva idei, eu zic că vă vin în ajutor. Sunt mulți care nu știu să umble cu clapele mai deloc și chiar sper să fie de folos munca mea. Repet, cine vrea să se aboneze la canal, este complet gratuit, abonați-vă, dați un share, nu știu ce vreți voi, un subscribe, un like, un comentariu, ce ați vrea să vedeți în viitoarele tutoriale. De azi înainte asta o să fac decât ceea ce vreți voi, așa că când voi
primi de la voi niște întrebări sau comentarii, voi încerca în timpul liber să vă dau soluțiile, să zic așa. Bun. Haideți să trecem la următoarea chestie. Bun, aici pe dreapta eu am, se vede, da? Upăr 1. Cineva m-a întrebat cum își dă la toate upăr 1, 2, 3 un singur volum sau deodată să nu se mai umble, să dea la fiecare, să fie pachet. De exemplu, are pachet, are aici o pian, vioară și, nu știu, trombon și vrea să dea dozajul, da? Direct proporțional, adică să fie constant, indiferent că îl dau tare sau încet, să mi se ducă constant. E, acum avem pian aici. Dacă dau de rotiță, da? Sau dau de, vedem aici, de fader, de potențiometru, el se duce, el, atât, singur, upăr 1. Nu merge și upăr 2, chiar dacă le activez. Upăr 1, 2, da? Ori din butoane, le activez ori de aici. Și pentru cine nu o cunoaște. Da, mici de upăr 1, degeaba, decât upăr 1 se schimbă, da? Vedem aici. E, ce fac ca să mi se mute și ăsta și ăsta, toate trei odată? Da? Să zic că le dau pe toate trei la 127. Ce fac? Cum fac? E simplu. Meniu, Mixer Tuning, iar aici sus avem Upper Volume Link. Dacă îl bifăm, deja nu am rezolvat problema. Ieșim afară, exit. Și acum când dau, vedeți? De unul singur. Da? Practic merg toate trei. La fel funcționează și dacă dau de rotiță. Da? Deci ce am făcut? Meniu, Mixer Tuning, Upper Link. Puteți să lăsați așa sau sper că s-a înțeles, da? Ar mai fi un punct foarte important de discutat astăzi. Mulți nu folosesc așa ceva, nu folosesc sliderele, nu folosesc partea asta. Pentru mulți e un tabu. Partea asta a potențiometrelor, a faderelor, să zic așa. Bun. Păi de ce e un tabu? Pentru că mulți vor să aprindă clapa și să cânte direct, dar nu e chiar așa. Clapa mai are nevoie de ajustări din când în când, la anumite style-uri, sunete și așa mai departe. Bun, haideți să explicăm pe cât se poate ce se întâmplă aici în stânga. Hai să vedem. Sper că se vede, da? Bun. Să zicem, uite, hai să-mi duc astea toate maxim. Da? Mulți le țin așa, mulți jos. Treaba lor, fiecare cum dorește. Bun. Aici avem un buton. Butonul ăsta, dacă-l apăsăm, vedem că se schimbă, da? Se duce pe anumite poziții. Pe prima poziție avem volumul. Volumul la ce? Volumul la MP3, la tobă, percuție, bas, AK1, AK2, AK3, AK4, AK5. Da? Asta, deci la tobe, pe secțiunea aranjor, doar dacă apăsăm track, select, și-l avem aici. Uite, vezi? Dau de drum. S-a dus drumul. Da? Deci atenție, nu uitați de track select. Da? Dau că 5, ia uite, pac, și mi se mută. Vedem, da? Ia uite-l, cum se mută, da? Apăsăm înapoi track select. Acum el ne ia funcția de sus. Prima funcție, adică ăsta va avea rol de upper 1, 2, 3, lower și paduri. Da? Am dat un exemplu. Bun. Pe 2 avem orgile, acelea de biserică, cum spunem noi, și o să vedem cum le activăm. Că vedem, băi, le-am activat, dar nu mi-arată nimic. Păi, ca să vă arate ceva și ca să funcționeze partea asta, va trebui să intrați într-un sound. Intrați în butonul sound, găsim organ și dăm aici. Da? Da? Și acum văd, eu dau mix de asta, vezi? Mi se modifică și pe display, da? E ca, acum funcționează ca o orgă de biserică, da? Cum avem acele clapete. Da?
înțeles care e ideea, da? Asta face butonul 2. Ieșim afară de aici. Următorul. Asignable A, asignable B. Da? Dacă dăm asignable A, asignable B, practic aceste potențiometre vor lucra în funcție de ce avem noi asignat acolo. Dacă avem ceva asignat. Dacă nu avem, nu avem. Bun. Cum pot pune eu ceva pe aceste potențiometre? Adică, de exemplu, vreau să-mi pun, nu știu, hai să vedem cine oferă clapa mai întâi. Cum intră în meniu? Ținem Shift apăsat și apăsăm pe butonul acesta. Pac. Simplu, nu? Și acum, practic, noi avem aici secțiunea asignable A, asignable B. Da? Vedem, eu n-am nimic pe B, de exemplu, băgat. Pe A am băgat niște chestii. Dar mi le pot modifica. Ce înseamnă? Că pe 1, da? Pe 1, adică ăsta, scrie aici 1, da? Eu am posibilitatea să-mi pun ceva aici. Ia uite câte ne dă clapa. Ia uite câte funcții am, câte mi le pot pune aici. Da? Pe 2 la fel, îmi pot pune ceva, pe 3 la fel, pe 4 la fel și așa mai departe. Atâta timp cât sunt pe... Ia uite ce am făcut. Pe asignablea. Da? Cât nu mai sunt acolo, nu mai funcționează, nu mai merge treaba. Da, așa că nu e așa. Bun, deci s-a înțeles. Treaba e foarte simplă. Acum trebuie să vă dați un pic interesul și să vă jucați cu ea. Chiar poate mult clapa asta. Mi-aș dori să vă pot explica mai multe, dar toate la timpul lor, toate pe viitor. Nu uitați să vă abonați la canal și să ne vedem cu bine. La revedere! Vă salut!